Nu cred că o să mai încerc vreodată așa ceva. Așa arată. Salut și bine ați venit la un nou video! După cum am scris și în titlu, voi încerca lentile de contact colorate. Nu am mai încercat până acum, dar am vrut de foarte mult timp și am zis să și filmez chestia asta. Bun, să-i dăm drumul. Așa arată cutia de lentile. Mă rog, am comandat-o de pe internet, de la un magazin, se găsesc foarte ușor dacă dați un click pe Google. Și așa arată interiorul, două lentile colorate. Credeam că sunt mai verzi. Da, cam asta e problema când cumperi de pe net, că nu-ți dai seama de culoare exact. Pare a fi maro. Eu deja am ochii maro. Așa arată lentila. Stă într-un lichid de lentile. Cutiuța aceasta cu lentile mai vine și cu un recipient special pentru a păstra lentilele, pentru că se folosesc de mai multe ori. Așa, pentru ochiul stâng și ochiul drept, niciodată nu, dacă vă luați, să nu puneți invers, pentru că ochii, deși sunt pereche, nu se îmbolnăvesc amândoi odată și dacă unul are infecție, nu e neapărat să aibă și celălalt, dar dacă nu păstrați igiena special pentru fiecare ochi în parte, s-ar putea să duceți infecția de la un ochi la celălalt și nu e chiar amuzant. Și se păstrează în lichid special. După fiecare utilizare se schimbă lichidul. O să citesc un pic prospectul ăsta. M-am mai uitat așa pe net cam cum se pun, dar vreau să fiu sigură. Caut limba română. Nu, n-am română. We strongly recommend to follow our direction as provided by your eye practitioner. Eu am luat lentile fără dioptrii, doar așa, de fiță, ca să văd cum este cu alte culoare. Da, în cazul că e vorba de dioptrii, cel mai bine să mergeți la medicul oftalmolog. O să mă bazez pe ce am văzut pe net și pe instrucțiunile pe care le-am citit pe site-ul lor. Prima dată o să mă duc să mă spăl bine, bine pe mâini cu apă și săpun. Revin imediat. Bun, după ce m-am spălat bine cu apă și săpun și m-am șters cu un prosop care nu lasă scame, pentru că nu vreți să avem scame în ochi, acum voi deschide lentila. Cum să o iau? Ea trebuie să fie așa. Nu știu să zic, ca un castronel. Și acum să o punem. Deci trag de ploapa asta de jos. Oh, nu pot. Oh, nu, alunecă. Lăclimez. Nu e mare diferență. Că nu e pusă bine. Văd dânceață. Pare și-a ieșit în relief, ciudat. Parcă e fals. Ochii fals. Și nu e mare diferență între ochii mei și culoarea asta. Nu? Un pic așa. O să pun și pe cealaltă, deși văd dânceață cu asta. Aoleu, foarte creepy. Nu le suport. Plâng. Văd în ceață. Le scot. Oh, nu. Nu pot să le scot. Am cam dat-o în bară. Lăcrimează ochii și simt ca și când am ceva în ochi. Adică chiar am ceva în ochi, dar dacă nu clipesc e ok. Am impresia că sunt prea mari pentru ochiul meu. Sau nu sunt eu obișnuită. O să fac niște poze mai de aproape. S-au mai așezat, dar tot nu-mi place cum se simt. Nu știu. Sunt prea bombate și le simt când clipesc. Deci dacă nu clipesc, e ok. Faza e că am încercat să le scot, dar nu pot. Ochii mei. De la distanță arată drăguț. Îmi pare rău că n-am luat albaștri sau chiar verzi. Ăștia chiar sunt... nu se observă. Parcă nici nu mi-am pus lentile.
Deci, se vede ceva sau nu? Zici că mi-am pus lentile sau nu? Hai mă, că se văd, mă, uite. Țin să menționez că în realitate arată mai ok. Bună ziua, aveți ceva contra tusei? Nu, puteți tu și cât vreți. Eu sunt Ale Dobrea, mulțumesc că a stat cu mine până la final. Să ne vedem cu bine, pa, pa!